mai ții minte momentul în care ai ținut pentru prima dată un creion în mână? Cel mai probabil te-ai simțit mai confortabil și mai natural să folosești una dintre mâini în favoarea celeilalte. Cercetătorii Universității din Birmingham au demonstrat că percepția lumii în cazul stângacilor diferă de cea a dreptacilor. Motivul se află în cele două jumătăți ale creierului care generează percepții diferite. Dreptacii folosesc jumătatea dreaptă a creierului pentru a recunoaște o imagine generală, însă când sunt urmărite anumite detalii dintr-o imagine, jumătatea stânga a creierului este cea activată. În trecut, copiii care erau în mod natural stângaci erau forțați să-și folosească mâna dreaptă din cauza unor prejudecăți, precum cea care spunea că vor scrie urât. Copiii foarte mici își folosesc adesea ambele mâini în mod egal. Preferința pentru folosirea mâinii drepte sau mâinii stângi se bazează în această etapă strict pe distanța până la obiectul dorit. Dacă jucăria este pe partea dreaptă și este mai ușor și mai confortabil să ajungă la ea cu mâna dreaptă, pe aceasta o va folosi. Dacă este pe partea stângă, va folosi mâna stângă, fără nicio legătură cu preferința pe care o va avea în viitor. De-abia în jurul vârstei de 3 ani, lucrurile vor fi clare, dacă este stângaci sau nu. Iar dacă se întâmplă acest lucru, părinții nu trebuie să forțeze copilul să folosească mâna dreaptă. Trebuie lăsat să se desfășoare în voie. Acest lucru i-ar putea aduce mai târziu o serie de beneficii. În principal, practicarea unor sporturi precum tenisul sau boxul, deși un stângaci își poate lua adversarii prin surprindere și atunci când joacă basket sau handbal. În ceea ce privește personalitatea oamenilor stângaci, psihologii sunt de părere că aceștia sunt mai independenți, mai flexibili, mai inteligenți și mai adaptabili, mai rezistenți în fața presiunilor sociale decât oamenii dreptaci. Oamenii stângaci se adaptează mai repede și văd mai bine în apă decât cei dreptaci. Ei pot să deschidă mai ușor borcanele și sticlele decât cei care utilizează mâna dreaptă, în timp ce oamenilor dreptaci le este mai ușor să le închidă. Leonardo da Vinci putea să scrie cu una din mâini în timp ce cu cealaltă desena. Printre oamenii stângaci faimoși ai lumii se numără personalități precum Einstein, Newton, Picasso, Alexandru cel Mare, Napoleon, Bonaparte, Michelangelo, Beethoven, Benjamin Franklin sau Henry Ford. Noi cercetări arată că oamenii stângaci sunt mai creativi, mai eficienți și mai rapizi în îndeplinirea sarcinilor dificile, a sarcinilor ce implică stimularea intelectuală și acumularea de informații. Stângacii au performanțe bune la activități precum jocurile pe calculator, sunt mai capabili să desfășoare activități simultane, precum vorbitul la telefon în timpul șofatului și activități a căror performare implică ambele emisfere ale creierului și o procesare rapidă a informației. Pe de altă parte, oamenii de știință au ajuns la concluzia că stângacii sunt mai predispuși la alergii, la boli autoimune, la dependența de droguri, epilepsie, depresii, schizofrenie și tulburări de somn. De asemenea, există și studii care au demonstrat că stângacii au o orientare mai slabă în spațiu și pot să provoace mai multe accidente. Așa că dacă ești stângaci, nu te îngrijora și nu-i asculta pe ceilalți. S-ar putea să fii mult mai special decât mulți dreptaci la un loc.